Salut și bine m-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Vreau să fac un video super repede, super scurt, pentru că Mia doarme, ceea ce nu s-a întâmplat de săptămână, motivul pentru care am lipsit de pe YouTube. A răcit săraca și ea nu e obișnuită să răcească, așa că cei mai micuți muci o termină. Așa că programul nostru s-a stricat, s-a dus, dar e normal, nu avem ce face, dar am zis că profit maxim de aceste câteva minute în care doarme. Deci să profit de ziua asta foarte frumoasă. Se simte în sfârșit că este primăvară. Stați să vă arăt ce pom frumos am aici. Eu vreau să vă arăt pomul. O venit câinele. Este atât de superb, bine, și nu e al nostru, e al vecinului. Știu că curtea noastră are nevoie de multă, multă iubire, dar e atât de frumos și miroase atât de bine. Nu cred că se vede pe video așa cum e în realitate de frumos, dar îmi vine să filmez afară, pe bancă, efectiv. Dar tu ești cangălăgios. Sper din tot sufletul că apuc să filmez acest video. Momentan stau pe o minge din aceea de sarcină. Sper că nu se vadă așa, ca și când sunt pe o barcă. Dar mă ajută să stau pe minge în loc de scaun. Și pentru că suntem în acest subiect, astăzi o să vă spun ceva ce nu am crezut că o să vă spun, dar m-a ajutat Dumnezeu pe mine, așa că eu vă ajut pe voi dacă sunteți în situația în care am fost eu. Și anume, să vă doare spatele în sarcină. Cred că încă din primul video în care v-am spus că sunt însărcinată cu baby numărul 2, v-am spus că mi-este foarte greu din cauza durerilor de spate, ci anume de durerea de coccis. Coccisul este acea ultimă bucățică din coloană, coada, efectiv coada, coada noastră pe care o avem. Și problema este că acea părticică de coloană m-a afectat foarte tare încă de după nașterea Miei sau chiar din timpul sarcinii cu Mia. În timpul sarcinii cu Mia am făcut, la recomandarea doctorului, kinetoterapie, masaj terapeutic, acupunctură și nu s-a ameliorat și apoi a devenit mai intensă după naștere și a persistat. Doctorii îmi spuneau pe timpul acela, acum 2 ani, că această durere o să dispară în momentul nașterii, dar s-a agravat. Pentru că am și citit despre acest lucru, coccisul nostru stă așa, iar în momentul în care capul copilului și corpul copilului iese, împinge acest oscior și se mută în poziția aceasta, care este o poziție nenaturală, care provoacă durere și disconfort. Acest disconfort nu era continuu, motiv pentru care am rămas în viață, glumesc, motiv pentru care nu m-am plâns așa tare de această durere, pentru că nu era continuă. Adică, dacă nu stăteam jos pe un scaun mai ales tare, o perioadă foarte lungă de timp, sau mergeam pentru o perioadă foarte lungă de timp, nu mă durea. Dar în momentul în care aceste lucruri se întâmplau, aveam o durere care persista timp de câteva zile. Și era foarte greu să fac toată treaba prin casă și să am grijă de Mia cu această durere. Doctorii mi-au spus, again, că nu am ce să fac mai mult de kinetoterapie, exerciții de întindere și acupunctură dacă doresc, dar nu am mai făcut lucrurile acestea pentru că nu am avut niciun efect prima oară, așa că nu vedeam sensul să îmi petrec timpul făcând încă o dată tot procesul acesta fără niciun rezultat. Desigur, eu mergeam la sală și făceam exerciții de întindere, de stretching, mereu. Adică chiar aveam grijă de spatele meu. Problema este că această durere se și întinde, mai ales în timpul sarcinii, mai sus pe partea lombară a coloanei și a spatelui și te doare foarte tare. Adică în momentul în care a rămas însărcinată, chiar dacă bebele era minuscul, uterul meu cum a crescut ca să facă loc copilului, aveam aceste dureri și dureri și erau insuportabile. Nu puteam dormi noaptea de aceste dureri. Și a durat 2 ani ca să rezolv o problemă atât de mică. Să vă spun ce am făcut. Nu, doctorii mi-au dat nicio soluție. În cărți am citit că again, trebuie să aștept până după naștere și pot lua pastile antiinflamatoare sau de oprire a durerii, gen un Nospa sau
Nurofen, ceva de genul. Dar eu nu eram, nu vreau să tratez doar simptomele și vreau să tratez și cauza și să nu mai am această durere. Și am tot căutat pe net, am vorbit cu anumite persoane și am găsit răspunsul de la o mică pe YouTube. Așa că eu vă dau răspunsul aici dacă nu ați găsit și voi mămica despre care vorbesc eu. Este o mămică a 5 copii și mi-a deschis foarte mult mintea și vederea asupra unui aspect foarte important. Este dovedit științific că corpul nostru, atunci când naște natural, fără niciun fel de medicamente, este supus unei dureri și unei presiuni mult mai mari decât atunci când un om alergă la un maraton. Acea persoană care merge la maraton, se antrenează pentru maraton. Cu câteva luni înainte, chiar și cu un an înainte, zilnic sau săptămânal, face exerciții, își pregătește corpul, își pregătește mintea ca să poată participa la maraton. Atunci cum noi, ca femei, dacă este o naștere mai grea decât participarea la un maraton, nu facem nimic. Stăm și vedem ce se întâmplă acolo. Păi normal că ajungem să fim tăiate și ajungem la cezariene, că nu putem, că ni-e prea greu, că nu suntem pregătite, că nu știm să respirăm. E normal dacă noi nu ne pregătim corpul. Și eu mi-am pregătit corpul așa cum am știut la prima naștere. Am făcut hypnobirthing, am făcut masaj perineal, am făcut masaj terapeutic, am făcut kinetoterapie, după cum am spus, și am făcut și sală. Cu toate acestea, nu pot să zic că mi-am pregătit corpul, mai ales în partea de jos a corpului, suficient, astfel încât să nu am niciun fel de durere sau disconfort în timpul sarcinii. Pentru că v-am spus că aveam durerile astea încă de când a fost Mia cam, adică am fost însărcinată cu Mia cam din săptămâna 20. Acum sunt în săptămâna 31 și 3 zile și nu am niciun fel de durere, mă simt perfect, simt ca și cum nu sunt însărcinată. Desigur că este in the way the baby și este greu să mă aplec și să strâng chestii de pe jos sau să-mi leg și returile, dar nu simt ca și când, nu știu, mă dor toate și nu mai pot și sunt terminată. Nu, mă simt normal, pot să fac absolut orice. Și răspunsul este pregătirea corpului pentru travaliu. O să fac un video separat, puțin mai târziu, cu toate lucrurile pe care le fac ca să-mi pregătesc corpul pentru travaliu, dar o să menționez aici unul singur care m-a ajutat să scap de durerile de spate și pe care îl recomand încă de când afli că ești însărcinată. Și anume, să-i faci loc copilului. După cum am spus, coccisul meu mă durea pentru că copilul când a coborât, pur și simplu am împins el coccisul meu și bucățica aceea de os de la coloană să își facă loc singur, pentru că eu nu i-am făcut loc înainte. Ei bine, este foarte ușor să îți pregătești pelvic floor, care cred că se traduce ca spațiu pelvian sau podeaua pelviană, pe care trebuie să o pregătești. Tu trebuie să-ți pregătești mușchii, să fie elastici, să se deschidă, să faci loc copilului, totul să fie acolo moale și întins și perfect, ca travaliul tău să fie scurt, pentru că asta ne dorim cu toții, și nașterea să fie ușoară, fără să te rupi și să fie cât mai natural și frumos. Ca să fac lucrul acesta, tot ce a trebuit să fac a fost să fac squat. Balerina squat. V-am spus și data trecută sau pe stories, nu mai știu exact, dar este foarte ușor. Adică fandări, simple fandări, cred că așa se numesc, nu? Sau, da, fandări. Doar că picioarele să fie puțin mai depărtate la nivelul umerilor și cu degetele la picioare îndreptate înspre exterior pe cât de mult puteți. Nu trebuie să fiți acum balerine profesionale, dar puțin mai depărtat decât normal, pentru că asta o să ajute să faceți mai mult loc. Asta este tot ce am făcut ca să scap de aceste dureri groaznice. Am făcut squats, balerina squats. Mămica despre care vă spuneam, mama a 5 copii, toate naștere naturale, în apă, fără să se rupă, fără niciun fel de medicamente, făcea 500 de fandări pe zi. Ceea ce pentru mine a fost cam mult.
și nu am reușit să fac 500, nici nu am încercat să fac 500, am rămas pe la vreo 300, dar nu zilnic. Făceam 300 când mergeam la sală cu Paul, dar în mod normal făceam cam 200. Și știu că pare mult acum, zici, vai de mine, păi cum să mă pun eu să fac 200 de fandări, ce-mi zice fata asta când abia pot să mă dau jos din pat? Stai, așteaptă puțin, e foarte ușor, îți promit. Nici eu n-am crezut, e foarte ușor. 500 e foarte mult, într-adevăr, dar 200 o să reușești, îți promit. Cum? Uite așa. 50 faci când speli vasele. Am spălat eu vasele. Într-adevăr, nu m-am lăsat foarte, foarte jos pentru că trebuia să-mi folosesc mâinile la chiuvetă. Dar când am spălat vasele după prânz, am făcut 50 de fandări. M-am dus cu Mia în cameră, vrea să-i cânt niște cântecele, ea desena. Am mai făcut 50. Apoi, seara, am mai făcut 50. Și cât timp Mia a mâncat prânzul, am mai făcut 50. Și se adună. Faci pe parcursul zilei, în colanți, așa cum ești. Nu trebuie să te pregătești, să ții Adidas și echipament de sală ca să faci aceste fandări. Pur și simplu, acolo unde ești, unde îți permite timpul, în loc să stai jos, pune-te și fă fandări. Fie că faci 10, fie că faci 15, fie că faci 20 sau 50 odată, o să se adune. Și pe parcursul zilei o să-ți promit că o să reușești să faci măcar 200 de fandări. Într-adevăr, o să te doară picioarele, mai ales dacă nu sunt antrenate, pentru că și pe mine m-au durut, am făcut febră musculară, dar era o durere faină. Nu era durerea aia care te împiedică să trăiești viața. Era o durere faină, gen, uite că îmi lucrez și picioarele în timp ce sunt sărcinată, fac și loc bebelui și îmi și pregătesc corpul pentru travaliu. Ce fain! Sunt mai multe lucruri pe care le fac pentru pregătirea de travaliu, după cum am spus, dar acest lucru a fost esențial să nu mă mai doresc spatele. După o săptămână de vreo 200 de squats pe zi, nu am avut nicio durere. Și am crezut că, sigur, revine ea, poate am dormit eu mai bine sau am fost mai atentă cu ceea ce fac prin casă, dar nu. Am făcut exact aceleași lucruri și durerea asta nu a mai revenit. După 2 ani în care am avut o durere constantă sau aproape constantă și după mai multe păreri care nu rezolvau problema, am reușit într-o săptămână să scap de această durere și să mă simt efectiv ca și când nu sunt însărcinată, ca și când nu am nicio problemă, niciun disconfort, mă simt normal și cred că așa a făcut Dumnezeu să se simtă femeile când sunt însărcinate. Pentru că nu este normal să ai tot felul de dureri și să simți că ești incapabilă să faci orice. Așa că vă încurajez să încercați să faceți aceste ballerina squats. Măcar 100 pe zi, dacă nu 200. Și vă promit că o să vă simțiți atât de bine. Într-o săptămână o să fiți o altă persoană. Copilul o să se simtă foarte bine. Nu aveți niciun fel de durere în zona abdominală. Nu este niciun fel de disconfort. Totul este relaxat. Totul se simte mult mai aerisit, efectiv. Mai mult loc. Am făcut mai mult loc. Și nu cred că e posibil, dar uite că mușchii se întind, se relaxează atunci când sunt lucrați și atunci când faci exercițiile corecte. Încă un exercițiu foarte bun este un deep squat. Acela să-l menții un minut, dacă poți, chiar mai mult, pur și simplu cât mai aproape de podea, să stai în poziția aceea de sumo. Acest exercițiu iară se simte puțin inconfortabil la început, pentru că podeaua noastră pelviană este întinsă și este o senzație diferită față de când nu ești însărcinată, pentru că acum totul apasă în jos și este multă presiune pe care o simți, dar nu simți niciun fel de durere, pur și simplu presiune. Dar această presiune nu o să o mai simți, cam tot așa într-o săptămână am făcut acest exercițiu și am stat 30 de secunde, 1 minut, 2 minute, depinde de ce activitate făceam în momentul acela și nu am mai simțit niciun fel de presiune când stăteam în acest deep sumo squat. Așa că vă încurajez să, dacă vedeți video acesta stând în pat, vă ridicați și faceți aceste fandări, pentru că vă promit că o să vă simțiți mult mai bine, copilul o să simte mult mai bine, travaliul o să fie mult mai ok și mult mai scurt. Mămica aceasta
Mi-au promis că travaliul o să fie mai scurt și mai ușor. Tot o să doară, normal că o să doară. Dar una îi să doară 5 ore, 4 ore, 3 ore, ar fi fain. Și una este doar, nu știu, 40 de ore. Așa că facem loc copilului, ne întindem, ne relaxăm mușchii, ne pregătim corpul pentru travaliu și scăpăm de dureri. E atât de ușor. Doar că lumea nu știu să-mi spună lucrul acesta și sper să găsiți informația asta de ajutor și vă încurajez chiar în momentul ăsta să faceți aceste balerine ascuați pentru că vă promit că o să vă dea rezultate. Dacă eu m-am confruntat cu durerea asta de 2 ani și n-am reușit să o tratez și am reușit într-o săptămână, promit că și pe voi o să vă ajute. Poate durerea voastră e mai mare, poate durează mai mult, dar persistați, țineți-vă de lucrul ăsta și o să vă simțiți mult mai bine, promit. Eu vă pup, ne vedem data viitoare cu un video fain și sper că v-am fost de folos. Ciao!